Bilanț îngrijorător cu victimele accidentelor care s-au produs de la începutul anului pe șoselele buzoiene. Numărul morților din această perioadă s-a dublat față de semestrul întâi al anului trecut. Mai precis, anul acesta, pe drumurile din județ au murit 22 de persoane. În 2011, în primele 6 luni ale anului, 11 oameni și-au pierdut viața în urma evenimentelor rutiere. Noul bilanț macabru dă peste cap și campaniile Poliției Buzoiene derulate pentru prevenirea accidentelor rutiere și obligă la intensificarea măsurilor în această direcție. De la începutul anului, în urma celor aproape 100 de accidente rutiere cu victime, au fost înregistrați peste 80 de răniți grav. Principalele cauze ale acestor tragedii au fost indisciplina pietonală și viteza excesivă. Cele mai multe persoane au decedat după ce au fost implicate în accidente produse pe DN285, de mulți ani denumită generic șoseaua morții. De menționat că alți aproape 250 de cetățeni au suferit răni ușoare în urma altor 175 de evenimente rutiere.